Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Discutăm astăzi din nou despre importanța prezenței la urne și vom aborda subiectul din perspectiva tinerilor. Statisticile ultimelor alegeri ne indică faptul că acest segment de vârstă, 18 spre 30 de ani, nu aș spune că ignoră procesul electoral, însă este mai puțin conectat în comparație cu celelalte categorii de alegători, ca vârstă mă refer. Abordăm această temă cu profesorul universitar dr. Nicu Gavriluță de la Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice din cazul Universității Alexandru Iacuza. Bine ați revenit în platou, Iași TV Live, domnule profesor. Bine v-am regăsit. Trebuie să fac mențiunea că emisiunea noastră de astăzi face parte dintr-o serie de proiecte inițiate de Asociația Profesioniști pentru Dezvoltare Durabilă, proiect care își propune să încurajeze pe tinerii cu vârsta de peste 18 ani să-și exercite dreptul de vot în anul electoral 2024, dar în același timp să crească prezența la urne, mobilizând și încurajând cetățenii să își exercite acest drept. Acesta fiind spus, domnul profesor, v-aș întreba de ce tinerii votează mai puțin? Care sunt cauzele neparticipărilor? Din punctul meu de vedere, votează mai puțin tinerii, mă gândesc la cei foarte tineri, 18, 20, 23 de ani, pentru că sunt oameni care nu și-au luat încă viața pe cont propriu. Uh-huh. În ce sens? Nu au o profesie, nu au o familie, așadar nu simt responsabilitățile sociale atât de acut, de puternic, cum le simt părinților. Sunt de regulă oameni care au terminat liceul și merg la, nu, sau sunt liceeni în partea ultimă a studiilor, clasele a 11-a, a 12-a, sunt după 20-21 de ani devin studenți și se ocupă în mod special de viitorul lor. Ei gândesc să meargă la o facultate, să obțină o diplomă și apoi să câștige un concurs și să poată fi angajați. Primesc bani de la părinți, sunt susținuți, unii dintre ei au burse și interesul lor este pentru carte, pentru mobilități internaționale. Spun din experiența pe care o am cu tinerii, cu studenții, doresc să meargă în țările Uniunii Europene cu mobilități, să-și cunoască colegii de acolo, să facă studii acolo, să aibă alte oportunități de angajare sau, în orice caz, un background mult mai consistent. Și, de asemenea, sunt pasionați și de trăirea vieții. Vor să-și trăiască viața. Uh-huh. Nu sunt atât de sensibili la datele sociale, politice, prin urmare, nici la mecanismul electoral. Nu toți. Eu vorbesc de o dominanță anume. Da, însă, tinerii aceștia, să nu uităm, atât în liceu cât și în facultate, fac anumite discipline, fie educație civică, fie sociologie. Acolo sunt teme legate de democrație, partide politice, vot. Apoi, sunt teme care trimit la valori care trebuie să devină sociale. Valoarea responsabilității, valoarea, să spunem, aceasta a sociabilității, a integrării într-un grup, într-o comunitate. Și aceste valori, dacă ți le asumi cu adevărat și dacă ai fost atent la lecțiile care ți-au predat, până la urmă te pun în situația să fii responsabil și să mergi la vot. Unii dintre acești tineri, vorbesc de studenții mei de pildă, au dialoguri foarte consistente în familie, legate în primul rând de anumite probleme ale familiei, lipsa de bani și toate celelalte. Și atunci înțeleg că nu există bani pentru că tata nu are un serviciu sau mama nu are un serviciu sau banii sunt puțini și pricep că în cele din urmă, pentru a spera la mai bine, trebuie să schimbe un regim politic sau anumiți reprezentanți de la vârf, mă refer la președinție. Și da, se motivează, merg la vot. Noi spunem toate acestea pentru că avem dialoguri cu studenții respectivi, cei care am avut funcții administrative, i-am primit pe tineri să ne spună problemele lor, că au făcut cerere pentru audiență, nu pot să-și plătească taxele și toate celelalte și aflăm multe sau îi consiliem pentru lucrările de licență și vedem că se blochează la un moment dat și invocă problemele care apar în familie. Aceasta cred că e realitatea la firul ierbii legată de situația tinerilor. Eu nu sunt sociologul care să-i stigmatizeze, spune, domnilor, nu sunt interesați de viața socială, nu vin. Ba da, au un interes, numai că interesul acesta trebuie cultivat permanent, trebuie să discuți cu ei, să-i
să le arăți situația reală și oamenii aceștia sunt oameni sensibili și inteligenți, în marea lor majoritate, și vor merge la vot. Evident că sunt și unii teribiliști care iau exemplu altor colegi, de pildă, pe mine nu mă interesează viața politică din România, ce știu m-a dezamăgit, pe mine mă interesează să plec în străinătate, să lucrez, să-mi fac bani și după aia să am o viață ușoară. E bine, cu timpul înțeleg că plecarea aceasta în străinătate, fără o diplomă de studii, fără o profesie clară, nu te ajută decât pe moment. Câștigi niște bani, dar după aia revii în țară și încerci să faci ceea ce nu ai făcut la timp. Să-ți alegi o profesie, să faci studii, să ai o familie și toate celelalte. Mi-ați anticipat puțin întrebarea. Care sunt mijloacele prin care putem crește implicarea tinerilor? În primul rând, dialogul sincer cu ei. Mulți dintre noi, părinți ocupați, nu le acordăm atenția pe care copiii noștri o merită. Nu din rea intenție, ferească Dumnezeu, ci pur și simplu că nu avem timp. Întotdeauna considerăm că e mai important serviciu sau sunt mai importante problemele familie și nu le discutăm și cu ei. Trebuie să le acordăm încredere, să integrăm, să dialogăm cu ei, pentru că unii dintre ei își depășesc prin inteligență și putere de comunicare vârsta lor. Sunt foarte, foarte buni, vă spun din experiență, și extrem de maturi și înțeleg. Aceasta este o soluție. A doua soluție. E vorba de dialogul pe care ei l-au cu prietenii lor, cercul de prieteni. Dacă acolo apare și tema aceasta politică, socială, a viitoarei tale profesie, a ce dorești să faci, a carierei și o legi de factorul administrativ și politic, poți să-i determini pe oamenii aceia să meargă la vot. Apoi e vorba de școală, e vorba de liceu și facultate. Profesorii trebuie să ducă acele concepte, teorii legate de democrație, de responsabilitate, de viață politică în viața reală a tinerilor. După ce le prezinți o teorie, să vii cu exemple concrete din viața lor, unde ei să se regăsească și până la urmă ajungi la concluzia că implicarea fiecăruia dintre noi este secretul succesului. Poți da exemple din Statele Unite, țări avansate, poți invoca texte fundamentale privind viața politică, democrația și importanța votului. Alexis de Tocqueville cu Despre democrație în America. E un text vechi, dar este extrem de nou și de actual. Bun, o altă soluție din punctul meu de vedere ține de, să spunem așa, de plecările în străinătate. Sunt tineri care merg în străinătate, merg pe programe Erasmus în țările Uniunii Europene, pe alte programe universitare în afară și care, întorcându-se, discută cu colegii lor și le prezintă o altă viață a tinerilor de acolo. Au un simț civic un pic mai accentuat, pentru că sunt țări cu experiență democratică. Și exemplul acesta contează foarte mult. Și apoi mai e ceva. Mai aș vrea să mai invoc o posibilă cauză, deși nu o doresc, evident. Când te lovești de greutățile vieții, nu te mai interesează cine conduce. Dar la un moment dat îți dai seama, spui, domne, totuși, dacă mă duceam la vot, și eu și colegii mei, poate schimbam ceva în țara asta. Eternul ce-ar fi fost dacă, da. Ce-ar fi fost dacă ar fi fost altfel decât a fost, nu? Uh-huh. Mircea Vulcănescu, da, Dimensiunea Românească Existenție, surprinde bine această ambiguitate mentală a românului, da. În discuția anterioară v-am întrebat, v-am ridicat la fileu întrebarea dacă rețelele de socializare contribuie în vreun fel la creșterea prezenței la urne. Reiau această temă gândindu-mă la niște discuții cu candidați locali care îmi spuneau că m-am dus cu mesajele către zona asta de TikTok, unde acolo încerc să-i conving pe cei de 18 și mai mulți de ani să vină către urne. Au avut rezultate? Ce v-au spus? Erau mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat? Nu au câștigat alegerile, dar se pare că dacă n-ar fi făcut asta, scorul lor era și mai rău. E interesant de făcut o analiză sociologică a rezultatelor, chiar dacă nu ai câștigat, să vezi exact situația, unde puteai să lucrezi mai bine, mai puțin bine. Vă ofer alt element. Câștigătorii
au spus că pe viitor intenționez să am o altă abordare și să copie exemplul contracandidaților lor, mergând, n-au făcut-o acum, mergând spre rețele de socializare. Păi este mai mult decât clar. Rețelele de socializare au un rol foarte important, TikTok-ul, Instagram-ul, Facebook, mesajele, pentru că tinerii se uită, ei sunt cei care sunt atrași, în primul rând, atrași, fascinați de ele și au un impact real. Pentru că altfel ar fi foarte greu să-ți imaginezi că un tânăr de 18-19 ani deschide seara televizorul, se uită pe un post de televiziune, urmărește un candidat, un mesaj politic sau o dezbatere. Nu. Dar pe TikTok, acolo unde apar secvențe scurte, nu-i solicită atenția mult, se concentrează câteva minute, vede, reține și are dorința de a merge și de a-și exprima un punct de vedere. Da, impactul e mult mai mare, e mult mai direct. Îmi spuneați tot în discuțiile anterioare că sunt diferențe între tipologia de votant din rural cu cel din urban, din privită prin segmentul de vârstă la care facem vorbire astăzi. Sunt diferențe între tânărul votant de la sat și cel de la oraș? Evident că sunt, pentru că la oraș tânărul votant e un om care are, să spunem așa, un simț al responsabilității foarte dezvoltat și poate, știu eu, și dorința de a răspunde la solicitările unor colegi, unor prieteni, a familiei și așa mai departe. Dar poate că este mai sceptic în ceea ce privește schimbarea. Pentru că mediul urban înseamnă comunități numeroase, înseamnă mai multe voturi și înseamnă un mecanism de schimbare mai anevoios. Uh-huh. Pe când cel din mediul rural, repet, unde satul și chiar comuna este până la urmă o familie mai mare, oamenii se cunosc bine, știu ce susținere au, ce sprijin au și tânărul de acolo cred că este motivat, mergând la vot, în primul rând să schimbe în bine ceva, pentru că știe pe candidat ca om, îl știe foarte bine și are încredere, sau unii dintre ei doresc să-și înceapă o carieră politică în mediul rural, devenind primari sau cel puțin membri ai unui consiliu local, da? Fără ca să-și dubleze cariera aceasta, în mod special de o pregătire profesională. Uh-huh. De o pregătire liceală, da, dar universitară, postuniversitară, nu. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este o capcană. Să te lași furat de mirajul acesta al puterii obținute imediat, da? Fără ca tu să ai o pregătire profesională. Pentru că nu poți fi, de pildă, primar sau consilier o viață fără să ai în spate și o specializare. Nu se poate lucrul acesta. Eu personal n-aș avea încredere în oameni care sunt de profesie parlamentari, deputați sau, mai știu eu, primari, viceprimari, membri a unor consilii, dar care profesional n-au demonstrat. Da? Uh-huh. Mai ales când e vorba de tineri. Din punctul meu de vedere, un miraj. Și apoi mai e ceva. Tema se împletește foarte bine cu cea a mentalității românilor. Cunosc multe narațiuni, nu știu cât de adevărate, de povești din folclorul național, cu ceea ce se întâmplă în satele României, acolo unde oamenii se cunosc și mai ales privind modul în care sunt determinați să meargă la vot și să voteze un om sau un partid anume. Mai e de lucru aici și din punctul meu de vedere, ca profesor, ca om care reprezintă, să spunem, universitatea, spun că educația este factorul decisiv. Știu că sună banal, dar nu avem o soluție magică. Educația presupune răbdare, timp și profesionalism. Adică să avem oameni dedicați, profesioniști adevărați, care pot forma și schimba tinerele generații. Sunt pași mici în privința aceasta, dar a spus și dumneavoastră la început, scorul acesta al participării sau procentul participării la vot este în ușoară creștere. Sperăm că va fi și într-o creștere și mai mare. Pe de altă parte, asistăm la un alt fenomen. Tinerii din diasporă votează mai mult, mai bine. Vin mai mulți la urne comparativ. Știți de ce? Pentru că tinerii de acolo, din diasporă, trăiesc pe picioarele lor. Nu trăiesc pe banii părinților, a bunicilor, pe burse, pe, știu eu, mici joburi și pe câștiguri moderate pe termen scurt. Nu. Ei au dat piept cu viața acolo și au asumat-o și își dau seama, văzând și imperfecțiunile unui sistem democratic din străinătate, dar mai ales perfecțiunile acelui sistem, că e un sistem rodat în timp, văzând toate acestea, ei pricep
că pot să se întoarcă în România și să trăiască mai bine dacă se schimbă și un regim politic și un sistem administrativ. Și e păcat, pentru că partidele și sistemele administrative, primăriile locale și așa mai departe și alte instituții, nu sunt suficient de sensibile la vocea lor, că oamenii aceia au și o experiență personală. Sunt oameni care au avut succes real acolo și realmente pot să ne spună ceva care să ne ajute. Încearcă o afacere, se întorc în România și, știți bine, se blochează în fața dihanii administrative, a hățișului de legi, unele dintre ele incompatibile, cunoaștem bine problema aceasta, sau imposibilității de a-ți dezvolta aici o afacere și avea o viață mai bună. Unii mi-au spus așa, am și experiențe personale cu foști studenți care au mers în străinătate, s-au întors în țară și au încercat să-și deschidă o afacere. Este ca și cum statul român ar lucra împotriva intereselor lui, numai intereselor mele. Și soluția este, în ultima instanță, votul, schimbarea unui regim politic, aducerea unor lideri care au deschidere și viziune. Dar introducerea unor elemente noi, v-am mai întrebat, votul prin corespondență, cel electronic sau pur și simplu obligarea tânărului să meargă la vot, pot conduce către o creștere a prezenței la urne acestui? Eu cred că da, mai puțin obligativitatea. Personal nu sunt pentru obligativitate, nu mi-a plăcut niciodată, prefer să am eu o conștiință morală, o valoare, o responsabilitate și să merg la vot. Mai spuneți-mi un lucru, domnul profesor. Dacă avem candidați tineri, tinerii ies la vot? Mai mult, ies, da, se regăsesc. Dovadă că am avut partide politice în istoria recentă din ultimii 30 de ani în România, care au avut acele partide o componentă importantă formată din tineri. Da, oameni care doresc schimbarea, oameni care vor altceva. E adevărat, unii merg pentru o carieră personală, dar sunt imediat sesizați de ceilalți. Aici e un mic secret. Tinerețea vine cu un avânt, cu un optimism debordant și de multe ori ești tentat să pui accentul pe tine, pe valoarea ta, personalitatea ta. Ori într-un partid, într-o structură, într-o instituție, trebuie să te gândești la binele public, adică să meargă bine tuturor și atunci îți va fi și ție bine. Asta e o lecție pe care eu am observat-o la un nivel așa mult mai mic, inclusiv în școli, în universități și în alte spații publice. Din păcate, domnule profesor, am ajuns la final. Eu vă mulțumesc pentru informații și sper să ne revedem și cu alte ocazii, când poate și datorită acestor emisiuni vom vedea că prezența, cel puțin la Iași, prezența la urne, procentul de alegători a crescut. Aceasta a fost dezbaterea de astăzi. Până la următoarea întâlnire, vă doresc cele bune!